Mecanicul vedetelor a ajuns în arest preventiv după ce ar fi înșelat peste 20 de proprietari de mașini. Printre păgubiți se numără maneliști celebri, influenceri și afaceriști. Prețul serviciilor lui pleca de la câteva mii de euro. În realitate, banii ajungeau doar în buzunarul mecanicului, care ar fi furat chiar și piesele autoturismelor. Proprietarul serviciului ar fi înșelat numai puțin de 23 de oameni, printre care afaceriști, cântăreți sau youtuberi. Le-ar fi cerut acestora sume mari de bani pentru a le repara mașinile de lux, însă în realitate nu își respecta promisiunile. Ba mai mult, se pare că în unele cazuri Dumitru Giti, un mecanic din Ștefănești, nu doar că nu repara mașinile, ci și fura anumite piese pe care le vindea ulterior. I-a promis că în două zile repară mașina. I-a luat și banii pe manoperă și a venit după două luni, nici nu mai răspundea la telefon. Știu? Au venit clienți care erau... Au venit la bătaie direct, că nu dădea mașinile sau nu știu, mai făcea și alte chestii. Mi-a impresia că schimba serii pe la motoare. Presupusa schemă infracțională a fost devalată chiar de către un afacerist care și-a adus mașina la acest service. Însă mecanicul a refuzat să o înapoieze pentru că antreprenorul nu a vrut să plătească suma de bani pentru o reparație nereușită. În perioada februarie-iunie 2024, bărbatul în cauză a fost depistat de polițiști din Ilfov în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. La percheziția efectuată în unitatea service au fost descoperite 3 elevatoare și un compresor care ar fi fost puse în funcțiune și exploatate fără respectarea dispozițiilor legale în materie. Acum pe poarta serviciului este lipită o foaie care anunță că atelierul este închis temporar. Eu lucram singur. Dar de ce apare numărul dumneavoastră pe poartă dacă n-aveați legătură cu serviciul? Uite-se, totul va reveni la normal după ce va ieși. Mecanicul vedetelor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.